Ei sunt adevărați eroi. Aplauze, mulțumim! Și ei sunt alături de noi, la fel de eroi ca și noi, că numai ei știu cât le e de greu zi de zi să fie alături de noi și noi alături de ei. Sunt 10 săptămâni deja de când am început. Dar ne-am descurcat. Eu zic că ne-am organizat foarte bine, avem circuitele care trebuie, avem echipamentele care trebuie, avem personalul care trebuie. Da, dar nu se vede decât toți. Și noi ne exprimăm respectul și solidaritatea și suntem alături de cadrele medicale care se află în lupta cu noul coronavirus. Ca și ele și noi ne aflăm în prima linie pentru a fi alături de dumneavoastră, pentru a vă proteja și nu vă cerem decât un singur lucru. Rămâneți acasă. Împreună vom ieși învingători din această luptă. Totul va fi bine. În această seară suntem și noi alături de cadrele medicale care luptă cu această pandemie și în semn de solidaritate ne-am alăturat acestei inițiative. Dorim să transmitem cetățenilor că noi în continuare rămânem în prima linie și suntem alături de ei. Singura noastră rugăminte este să rămână acasă și să respecte toate recomandările autorităților publice. Această seară și jandarmii timișeni au răspuns prezent la campania Luminează-l orașul prin tine pentru a da speranță și curaj celor care stau acasă în această perioadă greu încercată și pentru a ne arăta solidaritatea în primul rând pentru cei care sunt în prima linie în lupta cu coronavirusul. Stai acasă, totul va fi bine. Sunt bucuros că în aceste zile de cumpănă pentru întreaga comunitate echipa Asociației Capitale Culturale Europene a regăsit emoția, puterea de a implica și de a lucra. Dacă sloganul acestui proiect este Luminează orașul prin tine, astăzi eroii noștri sunt ei. Ei sunt cei care luminează, medicii, polițiștii, jandarmii. Doresc să le mulțumesc tuturor pe această cale. Doresc să le mulțumesc și celor care stau acasă, pentru că prin răbdarea lor și înțelepciunea lor fac un bine tuturor. Împreună suntem puternici, împreună.